Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Doresc în primul rând să vă spun la mulți ani. Acesta este ultimul episod din 2022 și sper și mă rog ca să ne vedem și în anul 2023. Și m-am gândit ca în ultimul episod din acest an să ne aducem aminte de binecuvântările pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Am sărbătorit Crăciunul, am cântat colinde, am deschis cadouri și așa mai departe. Dar cred că unul dintre cadourile pe care Dumnezeu ne le-a făcut este acela al familiei. Și în acest episod vom auzi o poveste de viață deosebită și te-aș întreba pe tine, drag ascultător, următoarea întrebare. Ce faci în momentul în care Dumnezeu alege să-ți ia acasă pe cineva drag din familie? Acest episod, la această întrebare, ne va răspunde prietena mea, Damare Stanciu. Damare, Domnul Iisus te binecuvânteze. Și pe tine. Bine ai venit la De Vorbă Podcast. Mulțumesc pentru invitație. Și te-am prezentat ca fiind prietena mea pentru că faci parte din familia noastră extinsă. Tu ești sora soției mele, Anca. Da. Și, nu știu, mă bucur foarte mult că ai ajuns aici. Ce faci? Cum ești? Cum te simți, Damare? Am mai scăpat un pic de emoții. Da, da, sunt bine. Mulțumim, Domnule, suntem bine, sănătoși. Ne bucurăm să ne întâlnim de fiecare dată. Super. Dar mai ales, vreau să te întreb pentru cei care nu te cunosc. Cum te-ai descris tu în două, trei idei? Două, trei idei, cam greu, că de obicei scriu CV-uri sau am scris. E bun. Sunt mămică, sunt soție sau în ordine inversă și sunt fiica Domnului, a tatălui. Trebuie să-mi exersez un pic asta. Sunt fiica tatălui. Ce frumos! Tu ai zis că înainte ai scris CV-uri. Povestește-mi puțin, tu ai lucrat și în avocatură? Ai făcut? Am făcut școală în avocatură, adică în drept. Drept penal și procedură penală. Nu am lucrat în domeniul respectiv. Intenționam să ajung în domeniul de probaționii, dar am rămas într-o organizație care se ocupă cu fonduri europene, ca să spun așa în scurte cuvinte. Ce mi-a plăcut foarte mult când am intrat în familia voastră, încă mi-a zis de la început, sora mea este foarte deșteaptă. Și eu am confirmat lucrul ăsta. Ea e o scumpă, da. O iubesc mult pe Anca. Hai să ne aducem puțin aminte cum ne-am întâlnit prima dată. Da. Că, de ce spun că mă bucur mult că ești prietena noastră. Eram în Oradea, eram student și la un moment dat văd o mămică care are un copilaș foarte scump și amândoi vă purtați atât de frumos unul cu altul și în momentul respectiv când v-am văzut, erați într-o bancă, era coadă mare, am zis că în viitor îmi doresc și eu ca soția mea să poarte așa de frumos cu copiii noștri. Eu atunci nu aveam nici prieteni, nici nu eram căsătorie, dar eu visam frumos și fain să visez. Și în altă ipostază, te-am văzut pe tine cu soțul tău într-un magazin și stăteați la casă, vă luați produsele și am stat de la distanță, am fost un fel de stalker, da? Bine că nu m-ați văzut. Și am zis, uite ce cuplu frumos, ce frumos vorbesc unul cu altul. Nici voi nu mă cunoșteați atunci, nici eu nu mă cunoșteam. Dar am zis, bă, ăștia sigur sunt creștini. Trece timpul, trec câteva luni și oarecum prin tine și tu ai avut un cuvânt foarte important în relația mea cu Anca. Poți să povestești puțin cum s-a întâmplat, cum mi-a dat telefonul? Că asta... Da. Varianta mea pe care mi-o amintesc eu este că tocmai noi ne știam, practic, că tu erai coleg cu Alex atunci la birou și noi am fost într-o slujire, dacă pot să o numesc așa. La colinde. Da, la colinde, exact, cu niște daruri pentru cineva care trecuse printr-o suferință și m-a impresionat pe mine dedicarea ta și modul în care ai slujit. De parcă erau ai tăi, știi? Da, da, da. Și nu i-am văzut probabil niciodată. Practic, femeia respectivă era fostă colegă de-a mea de muncă. Și nu o cunoșteai, dar eu am fost foarte impresionată de inima atât de dedicată pe care ai avut-o și cu care te-ai implicat. După ce noi ne-am despărțit și am plecat fiecare la casa noastră, că practic a fost o întâlnire colectivă cu colegii voștri de muncă. S-a zis că atunci m-am supărat că nu a venit Alex. Dar ai venit numai tu, exact, a fost bine. Uite, nici mai mi-amintesc de ce n-a venit și el. Dar uite că așa a fost mai bine. Da. Și știu că m-am mai oprit încă într-un loc până să merg acasă și atunci am profitat de moment și am sunat-o pe Anca și am zis, Anca, să știi că
chiar ar trebui să iei în considerare, să te gândești, cumva să te gândești mai serios la Andrei, să știi că chiar e un băiat extraordinar. Și am închis telefonul într-adevăr și n-am lăsat să mai dea contraargumente sau ceva. A fost așa, o chestie pe care am, o concluzie, dacă vrei, a experienței din urma întâlnirii noastre și i-am spus. Am vrut doar să pun acolo încă o idee la ce avea ea de făcut, care a făcut bine până la urmă. Cred-mă că ai pus un bolovan, o cărămidă în da. Relația noastră. Ce e frumos că Dumnezeu ne folosește. Că ne dăm sau nu ne dăm noi seama, Dumnezeu ne folosește și slavă Lui că, uite, asta stăm la masă din mai multe, cum să zic, legături. Da, dar mai ales mulțumesc mult pentru tot și e mereu o bucurie când veniți la Cluj. Voi și stați în noi. Oradea, drumul e greu cu copiii și cu asta, dar ai acasă niște oameni care se roagă pentru tine. Așa e și tu. Ești foarte iubită și prețuită. Mulțumim. Dami, vreau să ne uităm puțin în trecut și să-și pun întrebarea asta generală și vezi cum te conduce Domnul. Cum te-ai întors tu la Dumnezeu? Cum ai devenit tu creștină? Eu m-am născut, eu am avut harul să mă nasc din familia noastră, să mă nasc într-o familie deja creștină. Practic, părinții noștri s-au botezat când mami era însărcinată cu mine. Aș putea să zic că sunt botezată de două ori, dacă putem glumi pe tema asta. Bun. Da. Până atunci, până la părinții noștri, n-am mai fost nimeni creștin în familiile lor. Așa că am crescut cu învățătura de mici, la biserică, la grupele de copii, în familie, în casă. Și am avut tot felul de contexte, anturaje bune. Noi ne-am mutat din orașul în care locuiam. Am stat 5 ani într-un alt oraș, în tot județ, în același județ. Și în perioada aia am gustat și din anturaje nepotrivite. Și așa foarte pe scurt, a fost o perioadă în care simțeam o zbatere în mine. Aveam, cred că, 11-12 ani. Deci, okay. Botezul l-am făcut la 12. Dar acolo, în perioada aia, aveam lupta în care simțeam că Dumnezeu mă cheamă, dar încă îmi plăcea. Îmi plăcea să stau, să petrec timpul cu anturajele respective. Și știu că a fost asta, mi-am amintesc foarte clar, a fost o zi în care... obosisem să tot fac lucruri și să-mi cer iertare Domnului pentru ele și iar să mă întorc la ele și tot așa. Și efectiv, din cuvânt, un verset pe care spun că l-am căutat după de zi și nu l-am mai găsit, dar pur și simplu când am deschis atunci, ceea ce am citit a fost pentru mine în momentul ăla. Și exact cumva asta parafrazez, era până când veți mai vorbi sau veți mai face lucruri care mă întristează pe mine sau vă depărtează de mine. Parafrazez, repet. Și am zis ok, gata. Și de acolo am luat hotărârea, a fost o hotărâre foarte sinceră, pe care asumat am luat-o, mami cu tati ne-au susținut, ei în esență au făcut tot ce au putut mai bine pentru noi, să ne crească aproape de Domnul, să ne îndrume și le mulțumim mult pentru asta. E un har să îl cunoști pe Dumnezeu de mic, e o provocare întotdeauna să rămâi aproape de Domnul, e o luptă pe care trebuie să ți-o asumi. Nu înseamnă că dacă faci botezul de tânăr, nu mai păcătești niciodată sau nu te mai îndepărtezi de Dumnezeu niciodată. Bine că ai zis asta. Nu înseamnă că nu trebuia să fac botezul atunci. Nici asta nu cred că ar fi trebuit să schimb. De ce zic asta? Pentru că de-a lungul timpului am mai avut anumite cochetări cu păcatul, dacă pot să le numesc așa. La fel, au fost un proces. În care am văzut ce înseamnă depărtarea, alunecarea și... am înțeles mult mai bine ceea ce atunci vedeam ca un copil, știi, înțelegeam cu inocența respectivă. De-a lungul timpului am înțeles că o altfel de maturitate, iar cred că Dumnezeu, când s-a apropiat de mine, procesul a continuat înainte, în sus. Da. Deci sunt mulți ani de atunci și mi-ar plăcea să îți ziceam și pe mașină procesul să fie mai rapid. Rezultatele se vadă mai repede. Știi cum, noi ca oameni ne grăbim, dar stau și mă uit acum și în viața mea. Deci când mă uit în trecut, spun, Doamne, dar dacă aș putea șterge trecutul și aș face cum sunt la nivelul de acum, spun eu. Dar tocmai asta este ideea, că trecutul pe care l-am avut și Dumnezeu l-a îngăduit, El a lucrat acolo niște lucruri, a fost un proces. N-ai cum din prima să ajungi la nivelul 100, trebuie să crești. Și asta mă uitam și în Biblie la viețile marilor oameni ai credinței. Mă uitam la Iosif,
Doar iar stăteam și mă gândeam la lucrul ăsta, măi, ca el să ajungă cine a ajuns din punct de vedere uman, o trebuie să ajungă într-o groapă, trebuie să fie vândut, o trebuie să fie băgat în închisoare, o trebuie să fie mințit și așa mai departe. Și ce mi s-a părut interesant este că tocmai în procesul ăsta Dumnezeu a lucrat la caracterul lui. Mm-hmm. Că eu mă pliez foarte tare pe experiența ta, în momentul în care m-am botezat, am crezut gata, de acum Sfântul Sfinților. Și ești păzit. Botezul e doar un act de identificare exact. A faptului că ești creștin. Este mărturia unui cuget curat. Da. Spun, băi, de acum înainte îl urmez pe Dumnezeu. Dar după aia încep luptele. Mm-hmm. Sunt momente în care cădem. Mm-hmm. Dar Duhul Sfânt, asta e fain, că nu mai ești singur acum, El te ridică. Mm-hmm. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai spus lucrul ăsta, așa autentic și sincer. Și mai departe, și bineînțeles, binecuvântarea de a te naște într-o familie creștină. Cred că asta ți-a dat un start în viață super. Da. După ce ai devenit creștină, ce te-a chemat Dumnezeu să faci mai departe cu viața ta? Educație, nu știu, carieră? Până la căsătorie mă refer. Da, de-a lungul timpului, tot așa, când m-am uitat în urmă, asta am putut să zic. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, n-aș fi putut să fac nimic. În principiu, am avut rezultate destul de bune la școală și... Foarte bune, confirm că m-am... Am fost la liceu în localitatea în care locuiam, după aceea la facultate am venit la Oradea și acolo am rămas. Am făcut școală, licență în asistență socială și master, cum exact cum am zis, în drept penal și procedură penală. În același timp, în timpul facultății, de fapt, în perioada de studenție, mergeam în misiune, slujeam în biserică, în bisericile de sat, cu copiii, cu grupul de cântare, aveam grup de studiu în timpul facultății, grup de rugăciune, așa, de creștere în principiu. Iar în perioada în care am fost în liceu, asta noi vorbim acum despre ce, după ce am făcut botezul, în perioada de liceu am cel mai constant implicarea mea a fost la grupele de copii și cu grupul de tineri, că eram deja acolo, știi, adică slujeam împreună în biserică cu grupul de tineri, dar ca slujire personală a fost grupa de copii. Ce fain! Ți-a plăcut tot timpul să lucrezi cu copiii? Da. Te-ai întâlnit după asta cu Alex, v-ați căsătorit. Da, la facultate ne-am întâlnit, da. Și într-un alt episod o să vorbești despre povestea voastră de dragoste, dar de asta nu deschidem acum cutia. Da. Ce am vrut să te întreb? Dumnezeu v-a binecuvântat cu copilași. Da. Și de aici vreau să te lăs să povestești ce s-a întâmplat mai departe. Da, de ca orice familie, după ce ne-am căsătorit... am simțit că Domnul ne cheamă să slujim și ca părinți și lucrul care s-a întâmplat. Aș vrea să povestesc doar o secvență foarte scurtă. Eu am zis că fac tot ce ține de mine ca să mă duc pregătită, că na, sunt însărcinată și e prima dată. Am făcut testele care se fac acasă, apoi am mers și am recoltat probe de sânge, ca să văd că sunt, dacă sunt sau nu, și într-adevăr valoarea respectivă era foarte apropiată de pragul de sus pentru o confirmare. Și cu hârtia în mână m-am dus repede la doamna doctor, care urma să intre în concediu, dar eu m-am grăbit și m-am dus la foarte repede, nici știu cât exact câte săptămâni aveam, și zic că sunt însărcinată și că o rog frumos să aibă grijă de mine în perioada asta. Eu zic, uitați aici, sunt hârtile. Ea zice către mine, eu nu cred până nu văd. Bine, ok, hai să vedem, știi. Mă pune pe, mă rog, cum se face consultul respectiv, se uită la monitor și zice către mine, apropo de ea nu crede decât ce vede, eu văd doi. Da, poftim. Crezi că e în aprilie. Eu văd doi. Ce doi? Știi? Și zice, sunt doi bebeluși, am zis. Și din momentul ăla, sincer, n-am mai știut nici cum mă cheamă. Vreau să întreb acum că ca bărbat nu pot spune. Ce trece prin capul unei femei când află, nu când e însărcinată, că aia am văzut. Da. Când află că are gemeni. E un șoc, dar cum să zic, e o bucurie, e complet ceva neașteptat. Cel puțin pentru mine nu am visat niciodată, am mai auzit glume de genul că hai că e mai simplu tehnic vorbind, scapi dintr-una, scapi cu bine, știi, ești cu doi numeric, e foarte bine. Dar, sincer, e ceva peste măsura așteptărilor și
nici n-aș fi știut să anticipez vreodată. Dacă m-ar fi pus cineva în situația asta, dar mai ce-ar fi dacă? N-aș fi știut. Pur și simplu, știu că am fost șocat în momentul respectiv, dar m-a ajutat extrem de tare că am mers acasă și i-am zis lui Alex, am arătat ecografia și zic, tu ce vezi? Și eu. Și i-a zis, sunt doi, că cumva nu și-o dat seama și i-am zis că sunt doi. Și a început să chiuie așa tare și chestia asta, bucuria pe care am văzut-o și în el, cumva mi-a dat și mai mult curaj. Că după ce treci din entuziasmul respectiv și te cobori cumva cu picioarele pe pământ, începi să calculezi. Aoleu, știi? Da. Oh. Da, dar pentru că el a fost așa de bucuros, cumva m-a simțit foarte specială. Nu că l-ai prins pe Dumnezeu de picior, știi, dar era o chestie, na, nu se întâmplă tot timpul și dacă Domnul așa a ales pentru că, genetic vorbind, posibilitatea era zero. Nu aveam niciun fel de șansă, deci, din asta care se caută aveți Științific. Da, nu era niciun fel de urmă după care am fi putut să ne așteptăm la așa ceva. Și doctorița m-a întrebat, dar Marius, dar ai? Nu. Da, deci Dumnezeu așa a hotărât. Asta a fost ceea ce el a decis pentru noi. Da. Ce aflați? Vestea? Da, am aflat. Curie mare? Da. Ce întâmplă mai departe? A fost în principiu, per total, sarcina a fost o sarcină grea. Eu m-am simțit foarte rău de-a lungul timpului. Am stat foarte mult la pat cu indicații cum ar veni preventive din partea medicului, dar după aceea chiar am început și să mă simt rău chiar stând la pat, după care am avut și foarte multe internări. În anul respectiv, chiar de ziua mea am fost internată, plângeam ca un copil, nu venea să cred că sunt acolo și era ceva genul că toată perioada asta ar trebui să fie o bucurie și era tot așa o... Erau niște experiențe grele cum ar veni, pentru cineva care până la urmă a fost cumva ținut în puf, că n-am avut spitale, vizite la spitale n-am făcut până atunci, de-a lungul vieții, totul a decurs bine, adică, cum să zic, am avut o viață liniștită, cum multora ne-am dorit să o avem. Și din momentul ăla, parcă așa, au început să se întâmple lucruri pe care nu ni le-am dorit și când se întâmplă, ai zice că de ce mie sau de ce, dar chiar, dar nu se putea mai târziu sau, na. Da, deci a fost o perioadă cu mai multe internări. Țin minte că la un moment dat eu ce am apucat să citesc era că este un anumit interval în săptămânile astea de creștere în care unul dintre embrioni se absorbe de la sine cumva și există riscul respectiv ca până la o anumită perioadă să se întâmple lucrul ăsta. Și asta cumva aveam eu singura mea teamă, era ca la următorul control, asta mi-amintesc foarte bine, nu cumva să-mi spună doctorița că mai este, acum nu mai sunt doi, este doar unul. Și mi-a confirmat că sunt doi, perfect. De acolo mie, cum să zic, nu avea nimic ca ce să se întâmple decât bine. Și ulterior am aflat că sunt și amândoi băieți și cumva la fel, m-am gândit întotdeauna că o să fiu mamă de băieți, nu. Pentru mine a fost extraordinar. Iar pentru Alex era întotdeauna am uitat așa la el cu mare admirație pentru slujba specială pe care Domnul i-a dat-o să fie un exemplu, să crească niște cavaleri și niște oameni ai lui Dumnezeu din băieții lui. Și aici am o mică paranteză. Da. Alex mi este un prieten foarte drag și înainte să-mi devină prieten, l-am urmărit de la distanță. Și unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat mult la el, dincolo de comportamentul lui ireproșabil, și asta m-a făcut să... Eu nu m-am prietenit cu ăsta, mă întreabă oamenii, băi, te-ai prietenit cu Alex ca să ajungi la Anca? În niciun caz, nu. Mi-a plăcut foarte mult de caracterul pe care l-avea, cum se comporta la birou, ce vorbea, aveam subiecte comune de care eram pasionat, de Biblie, adică Biblie, fotbal, lucrurile. Dar mi-a plăcut tot timpul la el cum vorbea de soția lui. Și eu, deși te-am văzut mai înainte, numai când mi-a povestit despre tine și după aia ne-am întâlnit cu toții și de acolo totul este istorie, dar este un exemplu. Da. Și îl văd și acum cu, trec așa mai repede, cum se poartă cu Edi, cum îl învață din Biblie. Închid paranteza. Da. Și ai zis că te bucurai pentru Alex și te rugai să fii un exemplu, cum este? Da. Și așteptam cumva să treacă timpul, stând la pat, după care la un moment dat am ajuns la internare în care mi s-a zis că acasă nu mai mergi, nu se știe până când. Câte luni ai stat în spital? Că Anca mi-a zis despre tine că ai fost eroină pe bune. Adică am stat înainte să nasc, am stat 6 săptămâni alea legate, am stat și înainte.
dar mai mergeam acasă. Și după aceea am mai stat încă, deci 12, cam 3 luni, așa, legată. 3 luni, Cum e, scuze că întreb, cum e viața de spital, 3 luni în spital? Nu simți că ești ca într-o închisoare? Îmi aleg acum ce aș putea să zic așa pe scurt. Viața de spital nu e deloc plăcută și nu e deloc un loc în care să-ți dorești să fii. Dar chiar am citit de curând chestia asta. Dumnezeu nu ne face nouă ceva care să nu fie pentru noi. Și spitalul este un loc în care vrând nevrând nu ai prea multe opțiuni cu care să-ți ocupi timpul și atunci stai și citești, stai și asculți, stai și ești mărturie pentru oameni care au nevoie sau pur și simplu ești lumină. Acolo toți la nivelul zero. Toți, da. Sistemul în sine este... Sistemul medical nu e ok ca sistem în sine. Oamenii care lucrează în sistemul medical de cel mai multe ori, nu vreau să spun acum nici ca un fel de acuzație sau ca o băgare de vină sau așa, pur și simplu este loc de mult mai bine. Este loc de mult mai bine pentru că oamenii care ajung acolo sunt foarte sensibili în perioadele respective și chiar mă gândeam, copiii lui Dumnezeu care lucrează în sistemul respectiv, dacă ajung să fie înghițiți de sistem sau de modul în care oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se comportă cu pacienții, e trist. Pentru că acela chiar e un loc în care poți să lași o mireasmă și să fie o lumină și oamenii chiar au nevoie de tine. Că nu-i deloc plăcut și nu e un loc în care să-ți dorești să fii, e umilitor de multe ori, numai prin simplu fapt că ești pacient. Dar și modul în care ești abordat poate să te umilească și mai mult. Deci tu ai fost foarte elegantă și te-am lăsat să termin. Eu am spun acum foarte pe șleau. Sunt oameni în spital care sunt deosebiți. Oamenii în spital care nu și-au pierdut latura aia umană să înțeleagă, să empatizeze cu cei care sunt acolo, dar sunt și unii care n-au ce căuta acolo și ar trebui dați afară cu prima ocazie. Deci n-am să uit de fiecare dată când am mers cu familia în spital, i-am mulțumit și m-a rugat Dumnezeu, am zis, Doamne, te rog, dă tu ca doctorii, ca medicii, ca asistentele care sunt acolo să empatizeze cu noi, să înțeleagă, Doamne, nu suntem roboți, nu-i dai doar o pastilă și atâta. Și Dumnezeu ne-a trimis oameni foarte faini. Dar erau și unii care... Deci, natura mea de coleric, n-am putut să nu le spun vreo două atunci. Între timp Dumnezeu m-a schimbat, a lucrat la inima mea, dar mi-am dat seama cât de important este fratele meu dacă lucrez în domeniul medical. Și nu vorbesc de dragul de a vorbi. Am o mamă care a lucrat în domeniul medical. Tot timpul când se întâlneau copii, adolescenți, femei în vârstă cu mama mea, spuneam că, domnule, mă duc și mă simt rău. Dacă îmi vorbesc cu ea, parcă jumătate din boală mi se ia. Deci numai că te porți frumos cu omul respectiv. N-am spus când a născut Anca. Ce bucurie mare! Era una acolo atât de frustrat și am zis, Doamne, vă rog frumos. Și după asta a venit alta asistentă și s-a purtat așa de frumos. I-am dus o floare, i-am dus o atenție, am zis, Dumnezeu să vă binecuvinteze, că, cum spui și tu, ai vorbit foarte frumos, dar Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care își fac acolo treaba și să conștientizeze că au de-a face cu suflete, au de-a face cu oameni, nu cu... Da, da, și da. Hei, și ai zis că a fost greu, deci nu a fost ușor. Da. Și la un moment dat, la un moment dat am născut. Pur și simplu, lucrurile s-au precipitat în așa de tare, în așa atât de tare, încât n-am mai putut fi, mă rog, măcar ameliorate simptomele și am născut. Și am născut doi băieței. Fost prematur sau? Da, i-am născut la 32 de săptămâni, asta înseamnă undeva la 7 luni. Ok. Fiecare, na, mă rog, eu pe terapie intensivă, ei la fel pe terapie intensivă. Și de acolo am început, pentru mine, eu credeam că dacă voi naște, la fel. Eu credeam că lucrurile se vor ajunge în finalul ăla bun, știi? În care am trecut de hopul ăsta, gata, are să fie bine. Nasc, ce poate să fie rău? Că doar, na, medicina evoluează, există condiții pentru ca să fie crescuți. Chiar dacă n-au mai putut să rămână în uter și cumva eu într-un fel eram liniștită. Da. Ei, intrând în terapie intensivă și văzând ce e acolo, mental, mi-am dat seama că lupta atunci începe și eu eram pe coate deja. Știi, mă trăiam deja. Și cumva ce credeam eu până acum că a fost greu, avea să fie ușor în comparație cu ce urma, în ideea în care...
Nu aveam voie să stau cu ei tot timpul, dar imaginea unui bebeluș care e micuț, e cât un pisic, plin de fire și de cu măști, cu aparate care bipuie într-una și, cum să zic, tu nu poți să-l iei al tău, dar tu nu poți să-l iei în brațe, să-l ții, să-l mângâi, să-l simți că e al tău. Da. Ci din potrivă, aplanează asupra lui tot felul de îngrijorări. Aia nu o să fie aici, trebuie să așteptăm, drumul e lung. Asta e ceea ce mi se spunea cel mai des, drumul e foarte lung, avem drum lung de străbătut. Și nu înțelegeam nimic, decât că da, până la urmă e cumva logic, ci toată lumea care se naște prematur trebuie să stea în spital până la perioada la care ar fi fost normal să nască. Să se nască, știi? Adică să crească acel interval de timp în care ar fi trebuit să stea în burtică, va sta în incubator sau unde e nevoie și apoi va merge acasă. Eu n-am știut 8 săptămâni treaba asta, după care oricum am mai avut de stat. Deci am stat 12 după ce am născut. Mm-hmm. Scuze, 6. Da, 6. Am născut. Alex venea, avea voie să vină, venea și vedea copiii. Nici nu știu ce anume să-ți povestesc din perioada aia, pentru că era, în același timp era o rutină, dar era foarte obositoare. Din 3-3 ore mergea la copilaș, copilașii erau, puteam să-i mângâi, puteam să, da, dar nu era aceeași conexiune pe care am simțit-o cu fetița noastră de acum, când ea s-a născut la termen și am putut să o iau în brațe și să o, mă rog, să fie legătura respectivă mai naturală. Aici era totul blocat în fire, cabluri și aparate. Și sunt importante detaliile astea pentru că sunt mulți care nu știu ce se întâmplă când naște un copil prematur. Și de asta mulțumesc că spui lucruri la prima mână, nu din cărți și nu din povești. Da, e dureros, mai ales că vezi că suferă. Da, da, da. Și Eduard, de exemplu, făcea foarte des apnee. Asta înseamnă că saturația de oxigen scădea foarte mult. Și îl vedeai pe monitor cum vine, cum coboară și bipuia aparatul respectiv și eu mă uitam la aparat și încercam să-l mângâi, să-i fac ceva, dar și mă rugam să treacă o dată și să trag o dată aer. Și asistentele nu se mișcau. Să uitau să vadă care incubator piuie, repet, nu vreau să spun asta ca și cum bag de vină. Dar zi, da, lasă, zi, exact. Deci, dar, tu așteptai ca ele să spună ce incubator? Să vină, dar practic nu știu dacă aveau chiar ce să-i facă, știi? Că până la urmă era o chestie de așteptare, dar așteptarea e foarte dureroasă, că tu te uiți și îl vezi că el nu trage aer în piept și aștept. Te uiți la monitor, că monitorul îți arată că saturația coboară și efectiv merge în jos și el nu trage aer. Și ca simptome, Eduardo a prezentat cumva semnele care pentru mine erau mai evidente că încă nu este ok și mai are mult drum de parcurs ca să fie încă bine. Andreas era cu minte, era scump. Nu știu cum să zic, mi s-a părut chiar că vizual așa, el reacționează mult mai mult la mine. Chiar perioada cât am avut-o împreună cu el, am comunicat mai mult cu el decât cu Eduard. Asta a fost o chestie interesantă pe care am descoperit-o evident ulterior când mi-am dat și eu filmul înapoi. Dar, na, face parte din mângâierea Domnului, știi? Toate lucrurile Domnului știe și le așează în așa fel încât să-și ia slava. Și uite, asta a fost un lucru foarte mângâietor pentru inima mea și pentru asta chiar îi mulțumesc Domnului. Da, într-o vineri, doctorița ne-a spus că Andreas nu e bine și am întrebat ce înseamnă asta că nu e bine. Nu ne-a dat foarte multe detalii, că mai trebuie să-i facă teste, dar el nu e bine, mama, să știți că nu e bine. Dacă da. N-auzi vestea asta, cred că... Eu acum arăt ca să nu... Da, da, da. Da. În fine, ideea e că nu am înțeles exact la ce se referea că nu e bine. Ți-am zis, semnele pentru mine nu păreau foarte evidente că el nu este bine, dar nu aveam ce să-i fac mai mult decât făceam deja. Și în lunea, de vinerea s-a întâmplat lucrul ăsta, lunea a venit doctorița nouă, care de fapt fusese în concediu în perioada în care am născut eu. Asta se întâmpla la 2 săptămâni după ce am născut. Andreas avea febră foarte mare. Nu am înțeles de ce, nu știam exact de ce. Doctorița a venit și s-a întrebat. A, da, și încă un lucru. Duminica înainte, doctorița nouă a venit pe secție și a fost chemată de doamna în vârstă care mi-a zis că Andreas nu e ok. Și i-a prezentat un alt caz, un alt copilaș care a venit dintr-o altă localitate într-o noapte și care de adevăr avea o problemă medicală evidentă. Așa, l-a chemat
pentru acel caz și pentru copilul meu care mi-a zis că nu i-a zis nimic de el și lunea dimineața la vizită a văzut că are febră. Eu o repet, dacă am mai zis asta, dacă nu o să spun acum, eu nu mi-am pus problema că lucrurile poate să se agraveze niciodată. Deci pentru mine, cumva momentul era, dacă se absorbe bine, dacă nu, știi, rămâne cu noi și n-are ce să se întâmple rău. În momentul în care am văzut că are febră, mi-am dat seama că condiția de sănătate se înrăutățește, dar nu mi-am pus problema că lucrurile poate să se agraveze atâta de tare. Da, da. Poate că am fost inconștientă, dar sincer și pentru asta mulțumesc Domnului, pentru că alternativa care era? Să stau să plâng și să mă îngrijorez și să nu mă bucur măcar de timpul pe care l-am avut până la urmă. Alex venea dimineața, înainte să înceapă, că programul era pe orarul Americii și practic la ora 12 începea treaba. Venea, cred că undeva la 10 și venea și vedea copiii pe mine, povesteam, ne rugam. Și în ziua respectivă i-am zis lui, simt că trebuie să ne punem, să ne rugăm specific pentru sănătatea copilor exact pe problemele pe care le prezintă și dincolo de ceea ce noi putem să vedem. Și aia a fost prima zi în care ne-am pus în spital, nici nu mai conta cine trece pe lângă noi, pentru că nu puteam să stăm oriunde, dar stăteam pe hol. Și așa, pe hol ne-am pus și ne-am rugat. Și pentru curajul ăsta, să știi că iarăși un lucru pentru care mulțumesc Domnului, pentru Alex. Și la vizita lui, dinainte de ora 12, temperatura lui Andrei s-a scăzut, a fost ok. Eu deja anunțasem și că facea febră, anunțasem familia că făcea febră. Și că i-a scăzut febra și părea să fie o chestiune care trece. De-a lungul zilei, știu cum am dus din nou am întrebat doctorița ce se întâmplă cu Andreea, dacă poate să-mi explice. Dumnezeu a zis că nu știe, nu mi-a dat deloc detalii, dar face tot ce poate ca să fie bine. În momentul ăla eu cumva m-am liniștit. Ăla a fost pentru mine un moment în care m-am dus și i-am arătat toată vulnerabilitatea mea ca și o persoană nouă, față nouă, de care aveam nevoie, care poate să ne ajute, omenește vorbind. Din momentul în care eu zic că face tot ce poate, la fel. Eu nu m-am mai speriat atât de tare. Eram cumva îngrijorată, dar nu mai era panica, dacă pot să-i spun așa. La următoarea vizită, mergeam din 3 în 3 ore, mi-au dat ceva să semnez. Era un acord pentru o procedură care se face în caz de hemoragie cerebrală și am întrebat dacă e cazul, adică se pune problema pentru Andreea și eu zic, nu, dar în caz că va fi nevoie să avem, să nu vă mai chemăm să semnați atunci. Da. Perfect, semnez orice nevoie. Da, asta s-a întâmplat la ora 3, după care am ieșit din spital. Împreună cu cineva am ieșit din spital să povestim, să ies de acolo, că într-adevăr eu aveam nevoie să ies și în perioada respectivă deja mai aveam voie să părăsesc în intervalele de alăptare, aveam voie să părăsesc spitalul. Pe fugă, da, puteam să fac lucrul ăsta și am mers. Și în timp ce stăteam unde eram, m-a sunat colega de salon că una dintre asistente a venit repede că mă caută, că e disperată, că mă caută să vin repede în spital. Colega mea de salon plângea. Eu plecasem că e în regulă, știi? Adică, na, îl ținem sub supraveghere, dar nu e nimic alarmant. Am plecat, ne-am pus în mașină, am plecat, l-am sunat pe Alex și am zis, uite, m-a sunat, eu merg acum pe drum, tu, dacă e ceva, te anunț. Și el a zis că vine. Da, mie te apreciez mult de tot pentru tot curajul pe care l-ai. Și însă că acum o paranteză până te întărești. Stăteam așa fascinat și ascultam povestea până în momentul ăsta. Eu deja știind-o de la soția mea. Și în viața asta, când ascult pe cineva care m-a trecut prin suferință, mă identific ușor. Pentru că cei care îmi urmăresc podcastul știu că eu am mai avut o surioară, am mai avut doi frați gemeni. Când pierzi pe cineva, te doare inima. Da. Dar m-am uitat foarte mult la reacția părinților mei. Pentru că acum și eu sunt părinte, îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat doi copilași, un băiețel și o fetiță. Nu pot să-mi imaginez ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar alege să ia acasă. Dar am un exemplu în familie în care am văzut cum s-au comportat părinții mei față de Dumnezeu. Și în momentele în care, din punct de vedere uman, înnebunești,
atunci primești o putere de la Dumnezeu să te ridice și să spună că, hei, ești cei mai câștigați că au ajuns acasă la mine. Dar am văzut răspunsul lor, l-au iubit pe Dumnezeu mai mult, au devenit mai pasionați în Dumnezeu. Și am văzut alți oameni care, când Dumnezeu le-a luat copilul sau o altă persoană, i-au întors spatele lui Dumnezeu. Ei, de ce te-am adus pe tine la podcastul ăsta? Vreau să dau un exemplu foarte clar că tu, în ceea ce s-a întâmplat, nu numai că n-ai renunțat la Dumnezeu, l-ai iubit pe Dumnezeu mai mult și ai fost un exemplu pentru alții. Iar eu când am auzit povestea asta de la sora ta, de la soția mea, am rămas impresionat. Dacă poți să spui acum ce s-a întâmplat când a ajuns Alex la spital? Eu am ajuns înainte lui. Am intrat și era extrem de liniște în terapie, doamna doctor era acolo. Nu mai știu să spun ce mi-a zis. Știu că am văzut scaunul și am zis, ok, trebuie să mă așez, înseamnă că nu-i de bine. În continuare, eu nu m-aș fi gândit niciodată. Da, nu. Putea să fie oricât de grav, dar nu așa. Și m-am așezat și m-am prezentat că situația au făcut tot ce au putut, dar nu se mai poate face, parafrazez, că nu mai știu ce mi-a zis. Practic, încercările lor de a ajuta s-au epuizat, soluțiile lor s-au epuizat. Și era un fel de, acum așteptăm să se ducă. Știu că în momentul ăla am căutat o fereastră să văd cerul. Și simte că era așa și nu vedeam, vedeam doar o bucățică că vedeam clădirea, știi? Și vreau ca și cum să sar pe Domnul. N-am mai văzut pe ea ce zice. Știu că am zis, Doamne, dacă tu ai dat, eu n-am cerut doi. Eu cumva, dacă aș fi îndrăznit să zic, să ne dai, dă-ne unul, tu ne-ai dat doi. Și acum tu ai ales să fie doar unul. Pe Eduard, Dumnezeu l-a lăsat pe pământ. Da. Și pe Andreea, Dumnezeu l-a luat acasă. Urma să-l ia, era o chestie inevitabilă. Între timp a ajuns și Alex, și Alex când... doctorul ți-a mai zis odată, eu deja eram, cum să zic, nu că mă resemnasem, dar deja era între mine și Domnul, știi, nu mai... Da, da, da. Dar Alex a venit și a zis, ok, gata, ne rugăm. Și ne rugăm pentru vindecare și eu cred că el s-a rugat cu credință, pe care eu nu știu dacă, în momentul respectiv, încercam să înțeleg dacă Domnul a ales să fie așa, ce trebuie să înțeleg din chestia asta sau ce am de făcut. Și timpul ăsta de vedere, l-a avut mai multă credință decât mine. Și dacă am părut nebuni, știi, pentru doctorița respectivă, cum să zic, că sunt onorată să fiu soția lui Alex în situația asta. Sau, o spun altfel, Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine extrem de mult pentru că mi l-a dat pe el alături în perioada asta. Și important, da. Pentru că de la momentul respectiv, doctorița a luat numărul lui de telefon să le anunțe dacă se întâmplă ceva. Practic, el a primit vestea la telefon. El mi-a dat-o mie. M-am bucurat și am mulțumit Domnului că perioada în care o trebuie să așteptăm a fost scurtă. N-aș fi putut să duc zile, să duc luni, să duc... Să stai cu sentimentul ăla că ce se că aștept întâmplă. Să se ducă, știi? Da, da, da. Că practic așa a fost prezentată situația. Dar am primit o pace care vine doar în momentul în care cred, că vine doar în momentul în care crezi că Dumnezeu e suveran. Că până la urmă asta ne spune și Biblia. Dumnezeu stă sus pe tron și face ce vrea. Și El e Dumnezeu, nu noi. Și este în control. Și știi este în mai control. Bine, asta am ales să credem că Dumnezeu e în control. Și dacă noi nu înțelegem acum nimic, pe noi nu a lovit un tren, practic. El ne ajută, știi? Așa tot pas cu pas. Pas cu pas, efectiv. O trebuit să anunțăm, evident, familia. Știu că eu am scris mesajele respective. I-am sunat. E foarte interesant că în momentul în care se întâmplă ceva ce... Eu acum plâng, de exemplu, da? Foarte da, ușor. Da, da. Am plâns la mormântării ale mămicilor care și-au pierdut copii de-a lungul timpului. De 10 ori mai tare decât am plâns pentru mine, cum ar veni, pentru că Dumnezeu îți dă o putere atunci, pe lângă pacea pe care ți-o dă și puterea respectivă. Și asta e minunat la El, că nu te lasă singur. Adică dacă tu vrei să te uiți și să vezi că Dumnezeu e cu tine, El e acolo.
El e acolo și nu te lasă. Alternativa era să disperăm, clar. Adică, sau nu există alternativă, de fapt, pentru noi. Și... Dacă nu l-aveți pe Dumnezeu, disperat, să stai clar. Da. Dar avându-L pe Dumnezeu, atunci... Da, și Dumnezeu a fost atent la toate detaliile, cele mai multe și cele mai micuțe. Și a fost alături de mine și ne-a întărit. Un exemplu pe care pot să ți-l dau este că am avut, pe lângă pacea pe care ne-a dat, am avut oameni buni care au venit și ne-au sprijinit. Ce important. Familie, bineînțeles, și prieteni. Am avut prietenii noștri, cei mai buni din Oradea, au venit și au stat cu noi, pur și simplu. Au stat cu noi, pur și simplu. În perioada aia, orele alea, cât așteptam noi să vedem ce se întâmplă, au venit și au stat cu noi. I-am simțit aproape. Cu fiecare persoană pe care am mai avut, da, n-am vorbit dacă am voie, am mai avut o prietenă din școala generală cu care n-am păstrat legătura. Și când a auzit ce s-a întâmplat, a venit din Cluj după o zi de muncă și cu soțul ei și a stat cu noi, pur și simplu. Și am povestit și am stat cu ei. Ei cu noi, ei, noi cu ei. Nu i-am văzut de ani de zile. Ultima dată am văzut-o la nuntă la noi și asta se întâmpla după, cred că, 4 ani. Și în zi de astăzi, eu nu cred că ea își dă seama cât de mult a folosit Dumnezeu. Și aici, până să mai trage răsuflarea, da, ne apropiem de final, timpul zboară așa când... Deci încă o dată te apreciez din inimă, dar mai ales și mă cunoști, că știi, da, că sincer. Câteva mini-concluzii. E atât de important ca în momentul în care cineva trece prin suferință, să știi să taci din gură și să-l asculți persoana aia. Să te duci, să stai cu ea, să o întărești, ce spune Dumnezeu pe inimă. După asta am apreciat foarte mult atitudinea pe care a avut-o soțul tău față de tine, te-a luat cu tact, și atitudinea ta față de părinți, dar și prietenii care au venit acolo să stea cu voi doar să... Doar să stea. Am avut și situații în care oamenii nu au fost înțelepți. Și de-a lungul perioadei respective am avut oameni înțelepți, pe care Dumnezeu s-au lăsat folosiți de Dumnezeu, și oameni neînțelepți. Cum sunt oamenii neînțelepți în 2-3 idei? Atitudinea de genul în care... dar ce ați făcut? Dar ce s-a întâmplat cu voi? Dar mare, dar cum? Da, întrebări de genul ăsta, care veneau din partea cadrelor medicale. Am avut un cadru medical care a venit direct, a intrat în secție și după aia, apoi direct la în salon. Eu eram la alăptare pentru Eduard, Andreea încă era. Erau amândoi în salon, că era salonul doar cu ei doi. Simțeam Duhul de moarte că e prezent, cumva pe jumătate. Da, da, da. Dar doamna respectiv a intrat, s-a așezat lângă mine și mi-a prezentat condoleanțe pentru băiețel. Și m-am uitat, cumva venea să bufnesc râs. Copilul era acolo, știi? Dar ei deja erau... Am un verset pentru doamna respectivă. Până și prostul ar părea înțelept dacă ar tăcea din gură. Cred că este o categorie de oameni care ar trebui să conștientizeze că proștii ar părea înțelepți dacă ar tăcea din gură. Și asta le spun din inimă. Da, dar pe de altă parte asta vreau să spun. Prietena mea din Cluj care a venit, nu cred că și-a dat seama atunci cât de mult a folosit Dumnezeu ca să fie un sprijin pentru noi. Dar chiar așa a fost. Adică dacă Domnul te îndeamnă să faci un lucru fel, că poți să fie o mângâiere. Păi în chestii mici, că nu trebuie să faci cine știe ce, pur și simplu. Pe Alex, cum să zic, Alex a fost prima mea mângâiere, da, ca persoană. În următoare a fost de ziua lui. Și multe, multe lucruri grele el a trebuit să se ocupe de el. Eu eram blocat în spital, practic. Și gustul amar pe care l-am avut în zilele alea nu l-am avut niciodată. Era un gust amar care nu trecea. Dar în același timp era o pace și era ca și cum ești legat la ochi și te duci de mână cu Dumnezeu. Te duci. N-am de ales, dar mă duc. Și un verset pe care l-am primit pentru perioada respectivă este că ferice de cel ce își pune crederea în Domnul și atunci când cei ce își pune crederea în Domnul străbat valea plângerii, o prefac în izvoare. Și cheia este să o străbați. Adică n-ai... Alternativa nu este să te oprești, că nu mai ieși. Și dacă o străbați cu Dumnezeu, o străbați și ieși de acolo. La un moment dat o să ieși. Cumva o păcăleală, dacă pot să o numesc păcăleală, era la fel o capcană, tot, cred că am potrivit capcană, să crezi că Dumnezeu datorează ceva. Când am terminat toate lucrurile legate de Andreea, am rămas cu Eduard. Și am considerat că, ok,
Doamne, am înțeles. Am rămas fără un copil. Tu ai dat, tu ai luat. Fac o paranteză. Noi credem că este un lucru rău, știi? Pentru că noi ne dorim ca copiii să fie cu noi. Da, da. Pentru copii cel mai bine este să fie cu părinții lor. Dar uităm că, de fapt, scopul nostru este să ajungem în cer și să fim lângă Dumnezeu. Și noi deja, știi cum ne gândim acum, trebuie să fim lumină, să-L încurajăm pe Edi, pe Elia, să fie, să-L caute pe Dumnezeu, să fie mântuiți. Deja noi grija asta pentru Andreas nu mai aveam, știi? Dar era, e o durere pe care n-ai cum să o treci cu vederea, într-adevăr. Da, nu mai știu ce vreau să zic înainte. Nu, spune că ca părinte îți dorești ca pentru copilul tău să fie lângă tine, că crezi că ăsta e cel mai bun lucru. Da, 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 dar de fapt este un lucru, nu înseamnă sfârșit fericit, omenește vorbind lucrul ăsta. Pentru noi, dar dacă te uiți din perspectiva veșniciei și din perspectiva planului pe care Dumnezeu îl are, e o binecuvântare. Exact. Și a fost o binecuvântare pentru noi, nu a fost o durere. A fost o binecuvântare, a fost un cadou pe care noi l-am primit și asta vreau să spun, că și cu Edward am considerat că Dumnezeu de acum ne este dator să ne dea un copil sănătos. Lucru care evident că nu s-a întâmplat, pentru că și lecția asta trebuie să o învățăm. Au avut multe controle de făcut, mulți parametri de urmărit în dezvoltare și așa mai departe. Unele încă le mai are, dar mulțumim lui Dumnezeu că l-a vindecat de multe. O, da. Și este un băiețel mare și sănătos și am învățat că Dumnezeu nu e dator cu nimic. De fapt, noi suntem cei care trebuie să fim datori, care suntem lui datori și asta nu trebuie să uităm, că copiii ne sunt împrumutați. Le sunt dăruiți pentru o perioadă. Noi zicem că pentru toată viața. Mai am o apreciere pentru tine, că trece timpul și mă sunt două minute și vreau să profit de ele. Deși puteai să ai o carieră incredibilă în avocatură, am vorbit și cu soțul tău și cu alți oameni care te cunosc, deși puteai să fii o carieristă foarte faină, foarte bună, Dumnezeu te-a chemat să fii mamă full-time, care este cel mai greu job din lumea asta, să-ți crești copiii pentru Domnul. Și Dumnezeu te-a binecuvântat acum cu Edward, Andreea Sâncer și Elia, fiica voastră care e superbă. Am ultima întrebare pentru tine. De ce Iisus? De ce? De ce nu? Sau cum altfel? Pentru că nu putem altfel. Noi nu știm să fim, nu avem niciun fel de scop. De fapt, pierdem totul din vedere dacă îl pierdem pe el. Și raportat la ceea ce ar mai fi două lucruri pe care vreau să ți le las. Unul dintre ele este că nu am înțeles niciodată versetul cu suferințele de acum. Nu sunt vrednice să fie puse alături de o slavă, de slavă viitoare. Și am citit undeva că pot să compar chestia asta cu un taler. Și oricât de multă suferință, durere, greutate, încercare pui aici, aici slava e mult mai mare. Întotdeauna va fi mai greu ăsta. Și i-am dat slavă Domnului pentru asta. Că am învățat mult mai mult despre El. Cineva ne-a zis că, uite, voi ați înțeles mai bine inima lui Dumnezeu. Cum adică asta? Cum să spui așa ceva? Dar, de fapt, dacă stai și te gândești, da, ai înțeles mai mult inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat tot. Copilul Domnului Iisus pentru noi. Și pentru că ne iubește. Iar nouă ne-a luat unul și ne-a lăsat și nouă ceva. Ah, ce fain. Da. Mersi din inimă, Damaris. Domnul Iisus te binecuvinteze. Te aștept și anul viitor la un nou podcast și abia aștept și pe ăla și abia aștept să ajungem acum acasă să mai povestim și cum cu copiii. Dragi respectatori, dragi ascultători, Dumnezeu este un Dumnezeu bun, Dumnezeu este un Dumnezeu milos, este un Dumnezeu darnic. Să încheie anul ăsta, intrăm în 2023. Îți dau un sfat. Când intri în 2023, notează-ți în carnetul tău, în agenda ta, pe telefonul tău, notes, oriunde ai putea. Notează toate binecuvântările pe care ți le-a dat Dumnezeu. Și dacă ai binecuvântarea să ai copii, să ai părinți în viață, să ai bunici în viață, mulțumesc Dumnezeu pentru vremea cât ți-o încredințat. Pentru că este un moment în care ne vom despărți de acești oameni pe pământ. Dar să nu uităm că Dumnezeu este bun. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze.